Dacă până în toamnă spitalele din Oradea puteau primi și pacienții din alte județe, acum abia au paturi pentru localnici. Ambulanțele fac zilnic cozi în fața spitalului municipal ca să aducă bolnavii. Cei mai mulți dintre aceștia sunt nevaccinați. Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. La câtelea sunteți? Al treilea? Nu contează. La ora 11, al treilea transport. Până spre sfârșitul săptămânii trecute, în județul Bihor s-a ajuns de la 25 de cazuri COVID pe zi la 400-500. La momentul acesta capacitatea spitalului este plină, dar noi în fiecare zi, prin grija medicilor șef de secție, se evaluează toți pacienții care au depășit 10 zile de spitalizare. Și în funcție de evoluția lor, se stabilește pe la prânz care dintre ei vor putea și sunt, pot fi îngrijiți și urmăriți în spitalul de recuperare Băile Felix. Cei mai mulți dintre cei duși cu ambulanța în stare gravă la spital sunt nevaccinați. În secțiile ATI, pacienții se luptă minut de minut cu infecția SARS-CoV-2. Nici medicii nu mai fac față numărului tot mai mare de infectări cu coronavirus. Sunt epuizați și depășiți de situație. Munca este mult prea solicitantă, mult prea mare și să vezi atâta pacienți cum se duc. Cum se duc, da,